Așa, și ia uită-te puțin la cameră. Cum vine rochia aia? Ce e aia acolo? Numai piele toată, cu piele pe afară, pielea, nu știu care e pielea ta, care e pielea rochiei. Un bici îți mai trebuie. Da. Și rest, încuiați poarta și dați drumul la câini. Păi ce mai trebuie? Și altifonați casa. Da, trebuie și asta. Clar, la Giurgiu stai în... Casă și mai au vecini. Așa? Nu, ai și vecini. Stau mai bine, poți așa, nu chiar exact. Da, ai vecini? Trebuie să știe să plece de acasă. Și în spate. Da, trebuie să știe să plece de acasă, că va fi jal și amar. Va fi, nu? Stai. Cum adică? Cum va fi? Nu știu. Ce, de ce, ce te-ai mușcat buzile ce așa? Ce să fie? Am bubița asta aici. Și cum ai făcut ea? Deci, va fi jale? Jale și amar. Vai, și amar. Mamă. De aia zice să dați drumul la câini, să nu care cumva să vă bată unul la poartă. Să vă lase în pace. Cam cât să, cam după cât timp să vină? Pă, două săptămâni? 4-5 luni. 4-5 luni? Păi dă-o aduci scoabă pe el, săraca, o să fie, o ia vântul. Nu? Sau de fapt, cred că tu ai să fii scoabă, nu știu ce să vă spun exact. Dar oricum. O să fie bine. Va fi bine, asta da. E. Va fi bine, nu va fi rău. Da. Dănuț și Simona, pierdeți plin planul, e ultima voastră zi. Hello! Zi ceva, Dănuț, orice, zi ceva. Eu le transmit susținătorilor mei, dacă încă mai, nu știu, mai își aduc aminte de momentele bune cu mine, să mă voteze și să mă propulseze spre marea finală. Îi rog frumos din suflet. Da, eu îi rog să își facă timp și pentru mine și să-mi dea un vot pentru a ajunge și eu în marea finală. Mulțumesc. Care este cel mai drăgăstos cuplu din casă, Dănuț? Din ce vezi tu? E greu așa. Cred că top fiecare... 3, hai, pe locul 1. Drăgăstosul am văzut întotdeauna pe Cristian și pe Eli. Foarte drăgăstoși. Adică pe locul 2? Marian cu Cristiana și acum ei doi, că alt cuplu nu mai am sunt. Am înțeles. Simona, ce zici? Același top e. Se știe că ei petrec mai tot timpul împreună. Sunteți pasionali voi? Pasionale. Deci are dreptate mama ta când zice că... Are și-a dreptate, da? Așa suntem noi. Deci, chiar dacă este criticată Cristiana, că nu este drăgăstoasă, tot e mai drăgăstoasă decât Ionela, să înțeleg. Da, e doamna Mirela. Mă scuzați. Sunt doar momente în care se întâmplă lucrurile astea. În rest, au tot timpul împreună, se doar iubesc. În felul lor, da. Adică dacă ar fi să, nu știu, să există un aparat de măsurat, nu știu dacă... Eu știu că nu se simt fetele bine, nici Cristiana, nici Ionela, le văd. Eu nu am nicio că treabă. Se vorbește despre asta, că nu sunteți voi destul de drăgăstoase. Doamna Mirela, eu nu am nicio treabă da, în asta, pentru că eu știu publicul îți deschide cutia și de aici tu preiei și pui întrebări. Normal că se dau momentele care există o ceartă, există o supărare. Dar dacă ați da numai momentele frumoase, vă dați seama că am stat ca la un film da, de Marian, dragoste. Da, Marian, dar eu te întreb așa. Aceste răspunsuri sau felul în care îți răspundea bine că sunt eu și cu asta, oameni, și nu-mi dai tricou, pranjuri, ce-i fac? Nu ți se pare că prea din nimic ajungeți la astfel de... Ei mai spun și eu pe astea, doamna Mirela, dar cu timp o să dispară lucrurile astea, nu să fie... ca pe o glumă sau ca pe o, eu știu, să nu se supere. Dar cu timpul, când va trece timpul, ea... Eu am încredere în mine că nu o să mai fiu așa și că o să fie bine și o să fiu pe placul lui 100%. Important e că mă iubește foarte mult și restul le rezolvăm pe toate. Așa este. Ia hai să mergem noi mai departe și să mai vedem apoi despre ce lucruri ați învățat aici un an de zile, că am și început cu aceste discuții emisiunea. Cum vi s-a părut acest...